Premierul Dorin Recean, mesaj dur după Gâlceava de la aeroport, unde liderul din Tatarstan a încercat să intre în Republica Moldova, dar a primit refuz. Șeful executivului de la Chișinău a cerut explicații din partea bașcanului Găgăuziei. Replica Irinei Vlah nu a întârziat să apară. Noi nu ne asociem cu războiul. Moldova nu trebuie asociată cu aceste atrocități. Și asta vreau să le spun acestor cetățeni. Și ei nu trebuie să se pună în poară cu poliția de frontieră și cu autoritățile din aeroport. Asta nu le face față. Reamintesc, ei temporar sunt deputați. Asta nu le dă dreptul să se poarte urât cu cetățenii Republicii Moldova care sunt în exercitarea funcțiilor. Noi nu vom accepta cineva să se implice în treburile interne ale Republicii Moldova. Și nu vom accepta Republica Moldova să fie asociată cu atrocitățile. Nu pentru asta luptă Republica Moldova. Acum, repet încă o dată, cei care cheamă agresorii în Republica Moldova, indiferent dacă temporar au statutul de deputat, le recomand să nu o mai facă, pentru că nu vor reuși. Doamna Vlah, fără supărare, dumneavoastră de obicei citiți lecții de morală. Nu m-au auzit să vă expuneți la în acest sens, decât faptul că au zis, da, este ok, sunt prietenii noștri. Sunt agresorii care nouă ne plac. Nu acceptăm astfel de lucruri. Vreau să mulțumesc poliției de frontieră care și-au făcut bine meseria, Ministerul de Interne și Ministerul Afacerilor Externe, celor doi reprezentanți a Ambasadei Federației Rusiei, să se retragă acreditarea de la aeroport. Trecem la agenda. Domnul primitru, dumneavoastră ați menționat familia mea, de aceea eu vreau să dreptul la replică. Eu nu știu, n-am înțeles de ce dumneavoastră ați spus despre mine, dar dacă vorbim despre partenerii noștri care au venit, vreau să vă spun că noi conlucrăm cu regiunea Tatarstan acum 25 de ani. Și în aceste ultimele 8 ani, această regiune și liderul acestui regiuni au susținut regiunea noastră foarte mult. Ei au oferit pentru regiunea și echipamentul pentru spitalele noastre, calculatoarele pentru școlile noastre, instrumente de muzică pentru școlile de artă și mai departe. Și noi am avut relațiile bune și vom avea și mai departe. Eu nu vreau să comentez acest vizit care au fost, eu nu vreau să comentez motivul acestui vizit, dar nu am înțeles de ce dumneavoastră aveți legătură între domnul Minihanov și și războiul care este alături de peste hotar. Nu vreau de ce și nu vreau de ce, dumneavoastră, ați atras așa atenție. Vă rog să citiți presa internațională, vă rog să vă uitați peste listele OFAC și dacă dumneavoastră vi se pare ok, vi se pare normal, adică eu nu e o problemă spus să aceasta, ucizi copiii, nu e o problemă să ucizi oamenii, dar dacă aduceți niște calculatoare, dar dacă niște reparați niște, e tot ok, e tot bine. Asta vreți să spuneți? Nu aceasta am vrut să spun. Dar ce vreți să spuneți? Pentru că dumneavoastră ați spus că sunt prietenii noștri. Iată, ei ne aduc calculatoare. De-am dacă ușit acolo niște oameni în Ucraina, asta e ok. V-am prezentat o scurtă informație ce relații noi avem între regiunile noastre. Și noi nu avem asociația că această regiune este agresor pentru țara noastră. V-am spus că noi avem relațiile acum 25 de ani. Dacă noi o să continuăm să și avem aceeași atitudine. Și eu nu vreau să dau notă, știți? Încă o dată, dacă noi o să continuăm să avem aceeași atitudine, cum vă spun eu? Duplicitară și imorală. Noi nu o să putem să creștem ca națiuni. Noi nu o să putem să ne dezvoltăm. Repet încă o dată. Moldovenii, Republica Moldova nu se asociază. Nu acceptă aceste lucruri. Să fie foarte clar. Și domnul vicepremier, vedeți dacă unul din ăștia doi nu și-a meritat să fie deportați. Mulțumesc.
Nici n-am înțeles de ce dumneavoastră ați atras atenția la mine în acest context. Da, pentru că eu mă așteptam dumneavoastră, doamna Vlah. Eu am înțeles că dumneavoastră faceți politică acum la ședința guvernului. Fiecare dată spuneți că eu fac politică, dar văd că dumneavoastră faceți PR-ul. Este vorba despre sistemul de valori, doamna Vlah. Dumneavoastră de obicei citiți lecții de morală și eu mă așteptam ca și cetățean, nu ca prim-ministru, dar ca și cetățean. Mă așteptam, pentru că oamenii veneau la dumneavoastră și a pus unul rasă de popă și vine a doua zi de Paște. Haideți să fim realiști. N-am înțeles de ce dumneavoastră aici ați făcut așa Tocmai de ce mesaj și de ce dumneavoastră cu mine vorbiți despre aceasta. N-am înțeles. V-am explicat. Și v-am spus, dacă dumneavoastră vreți să explicați opinia ca o persoană, poate să explicați această opinie nu la ședința guvernului. Dacă explicați opinia ca domnul prim-ministru, da, am înțeles. Ca și prim-ministru. Ca și prim-ministru. Bine. Între timp, un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persoana non grata și obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Pentru acțiuni incompatibile cu statutul diplomatic, în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice 1961, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează că a declarat drept persoana non grata pe teritoriul țării noastre a unui reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, acesta fiind obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova, anunță ministerul. Acest fapt a fost comunicat părții ruse în după amiaza zilei de 19 aprilie, odată cu convocarea la sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov.